N-au înghețat jocul. Cosmin Contra și-a dorit, mai ales în repriza secundă, ca echipa să înghețe jocul împotriva Ceahlăului. Însă lui Contra, de ce a fost frică, nu a scăpat. Defensiva Petrolului a primit din nou gol, acum de la Golubovic, iar ofensiva a ratat sau mingea s-a dus în bară. Doar Younes a reușit să înscrie, fiind la al treilea meci consecutiv când tunisianul punctează. Și o chestie cronică și trebuie să încercăm în continuare să lucrăm și să responsabilizăm mai mult pe jucători. Ce să facem? Probabil o să întrească să încep să dau amenzi, ca să fie mai responsabil. Amărăciunea lui Contra este accentuată și de accidentările lui Priso, Yamisi și Benga. Primii doi au suferit întorse la gleznă și genunchi și vor lipsi la meciul cu Swansea. Iar Benga a primit o lovitură puternică în mușchii piciorului, dar staful medical spune că este recuperabil. Toți au plecat de la vestiare șchiopătând sau cu pungi cu gheață. Păcat pentru Enza că s-a accidentat, se pare că este o accidentare destul de gravă. Dar n-avem ce face, felicitări lor, n-au luat un punct, trebuie să mergem, cum am spus înainte, să recuperăm punctele pierdute acasă. N-ați reușit să bateți Ceahlăul, veți reuși să bateți pe Swansea? Cum nu? Batem pe viteză. Ceahlăul a făcut treabă bună, a venit, a marcat și sunt mai atât diferit, ce a zis. Acum trebuie să ne gândim la Swansea, Ceahlăul trecut. În premieră, Petrolul a început jocul numai cu fotbaliști străini. În 5 etape, Petrolul a avut 3 meciuri pe teren propriu și tot atâtea egaluri, coboară pe locul 5 și duminică va juca la Giurgiu contra Astrei.